Din nefericire am avut dreptate. Niciun oficial al statului român nu este și nu a fost capabil să demonstreze vreodată că vom primi în schimbul uluitoarei bogății pe care o avem pe platforma continentală a Mării Negre în gaze naturale, ve un metru cub măcar, în mod gratuit, așa cum este normal, în urma exploatării unei averi care ne aparțină. Dacă nimeni nu poate să facă această demonstrație, atunci este limpede că ne-am păcălit, că plătim propriile gaze. Asta vom face în viitor. Și dacă s-a ajuns în situația asta, înseamnă că există și vinovați, înseamnă că există trădători de țară, de deci oameni care uh, ne-au păgubit uh, de miliarde de euro.